Salut, prieten, bună seara! Mă aflu în față la B1 TV, deoarece aici este Cătălin Rădulescu, mitralier deputatul, căruia aș vrea să-i spun că și comisia parlamentară ar trebui să plece. Doamna Cătălin Rădulescu, îl întreb dacă își dă demisia. Da. Pa. Nu știu cum de nu ia talonul, deci vreau să întreb și eu de ce doar trebuie, știți, să dați afară din funcții domnul Chestor, Buda, șeful Poliției Române, ar trebui totuși. Și ce credeți? Degradat militar. Eu asta aș vrea. Pentru că acest Buda, înainte ca să ajungă șeful Poliției, era colonel. După aceea i s-a dat un grad superior, adică chestor. Ar trebui... PSD. Ar trebui a să-i se retragă și gradul. Pentru că acest Buda înainte era colonel. După ce l-a făcut șeful Poliției Române, acela a ajuns chestor. Așa, uitați, Cătălin Rădulescu este la B1, da? Deci când m-a văzut s-a ascuns și vreau să-l întreb și eu pe Cătălin Rădulescu de ce nu-și dă și ei demisia, pentru că și parlamentarii care fac parte din comisia juridică a Parlamentului au greșit. Domnul Cătălin Rădulescu, comisia parlamentară juridică, nu vă dați demisia, că și din vina voastră se întâmplă ce se întâmplă. Că voi ați distrus justiția română, nu doar polițiștii. Haideți, doamnă, lăsați-mă cu filmarea, ușa cu filmarea lui mama, lăsați-mă, numai, gata. E, nu filmez ușa, eu filmez geamul. Bravo, ai dreptate. Da. Cătălin Rădulescu, dă-ți demisia din comisia juridică, ați distrus totul. Domnul Buda ar trebui ca să îi se retragă și gradul. De ce să fie chestor? Gradul trebuie retras. În primul rând. Ce se întâmplă? Ceva? Vă deranjez cu ceva? Că întreb? Ce face? Ce face? Lasă că mai... Ce face ăsta? Cătălin Rădulescu, care a distrus justiția, cum să-l iert? El este reprezentantul meu, nu este stăpânul meu, da? Nu este stăpânul meu, da? El a distrus justiția, da? El a făcut parte din comisie, nu? Nu-i așa? A distrus codurile penale, nu? Le-a distrus, nu? Și altele, nu? Păi ce facem noi aici? Păi își bate joc de noi, vine el ca să-mi dea mie lecții de ce el, de moralitate, cel care a distrus justiția noastră. Chestorul Buda, retrageți și gradul. Domnul Cătălin Rădulescu, domnul Chestor Buda, trebuie ca să îi se retragă și gradul. Gradul. Nu vreau și încă o chestie. Nu ar trebui să vă dați demisia și toți parlamentarii care ați făcut parte din comisia juridică, pentru că din cauza... Nu
ați, comisia specială, nu ați acceptat juridică. Această nu scuză. Nu mă întrebați, asuși, eu nu sunt în comisia juridică. Eu degradarea militară. Mariale, atent, nu trebuie, atent, da, da, vreau să vorbești spune, mai tu. Da. Eu sunt în comisia de transporturi și infrastructură. Și unde așa. Avem autostrăzi? Păi eu. Asta întreabă ministerul, nimic. Nu comisia. Comisia păi face legi. 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 Ce legi? Proaste. Nu. Legi proaste. Legi proaste. Legi proaste. Trebuie să le pună în aplicare. Cine le pune în aplicare? Legi proaste. Care polițiștii? Care? Aici sunt de acord cu tine. Degradarea militară. Da. Degradarea celui Buda înainte. Tu ai citit postarea mea, Mariene? Da, proastă, jur. Nu vă supărați. Proastă postarea mea? Da. Pentru că... Ale tale sunt proaste. Jur. Nu. Cum puteți voi, parlamentarii, cum puteți voi, parlamentarii, care ați adus o distrugere? Da. Mergeți acasă, parlamentarii. Lasă-mă, nu mai vorbi că... Degradarea militară. Degradarea. Și ce nu introduceți o lege? Buda, dacă n-am înțeles, îl dai afară, în schimb rămâne și cu grad. Păi nu că toți rămâni cu grad. Chestor. Știi cât înseamnă un salar de chestor? Sunt de acord cu tine, cât înseamnă? De acord cu mine, da? Că toți care sunt vinovați, da? Trebuie să fie dați afară din sistem, din sistem. Da? Și procurorul, în primul rând de și voi, procurorul, parlamentarii. Păi nu poți să dăm noi voi din sistem. Voi parlamentarii, dați-vă demisia toți. Plecați. Bă, să jur, plecați toți parlamentarii din Parlament. Că vă bate joc. Apropo, și altceva. Ce facem că eu am o invitație asupra voastră a revoluționarilor politicieni? Haideți... Ce? Ai invitație de la noi? Cimitirul eroilor, când veniți ca cimitirul să spălăm? Eroilor, mi-ai dat când asta, veniți ai văzut ca că nu spălați? Depinde de Ministerul Culturii. Tu ai cerut la Ministerul Apărării, depinde de Ministerul Apărării. Stop. Nu. De primărie depinde. Nu. Mă, stai. Nu. Mariane, de primărie. Vino tu, cârpă. Apă și hai, păi, dar cine? Ești revoluționar? Colegii noștri morți. Ce la revoluționar, mă, să facă asta? Păi și ce? Eu mă duc. Revoluție ca să facem noi asta, mă? Spălăm mormintele colegilor. Nu. Păi unde e sus? Hai, mă, îți bagi joc de eroi morți. Băi, nu, dar tu nu ne pui pe noi pe revoluționari să facem cum? Asta. Ba da, eu fac. Nu, ba n-ai luptat în revoluție. Dacă tu mie... Păi ce deci, spui, tu nu să vin, să, fac asta? Nu, să venim toți, mă, nu, primăria e plătită. Noi ar trebui toți în primul respectul față de colegi, jură, nu mai spune comuniști, Mariane, când vă dați demis. O chestie, am înțeles, acel domn Dragnea scrie carte, o să-ți dea pe o carte și cu un autograf, îți dă o carte cu autograf, Dragnea. Omul este acolo unde este. De ce te mai e de el? Să stea la pușcărie 100 de ani. Pentru că și-a distrus țara, a distrus pe noi, viitorul copilor. Școli avem, spitale avem, autostrăzi avem? Nu. Atunci... Și el e vinovat? Puterea bă, cine a avut-o? Ce? Bă, și voi, și voi. Ce? De ce o te-ai, mă, ce? De Băsescu? Cum să nu m-am luat? Cum să nu m-am luat? Da, da. Da. Nu te-am văzut niciodată. Întreabă-l. Și de PNL, securist. De ce o te-ai? De PNL. Nu m-am luat de toți comuniștii. Cum să nu? Cum să nu? Foarte bine. Viorel. Uite. Mă, zi-mă, de cine aparține? Guran? Zi-mi la asta cu cimitirul. De cine aparține cimitirul? E Maria Capitale. Dar nu contează noi. Ce nu vii tu, coleg? Mă, știi ce o să fac? Că tu te-ai dus să te iei, că dacă te duceai să te iei de ea... Lasă că și tu ți-ei. S-a făcut indemnizația, amândoi luăm, Așa, hai, mă, să mergem. Noi. Ba da, eu da, toți ar trebui. Toți ar trebui ca să spăl pe jos. Nu, primăria este obligată să facă chestia asta. Dacă tu nu te luai de grabă. S-a făcut. A făcut. Doamna Firea a făcut, da. S-a început. Cum să nu mă iau? Nu te mai lua dacă vrei să le fac de la putere, jur. Cine să vină la putere? Cine? Oamenii care iubesc. Cine, mă? Oamenii. Voi n-ați... Oamenii? Nu iubiți. Mariana, iubiți paga, jur. Știi bine. Spăgile. Iubiți toți. Iubiți spăgile. Nu spune mie ca medic obstetrician. Ministru. Ce medic? Când... Ginecolog obstetrician. Și. Atunci stai, mă, la medicină, că nu ești bun politician. Nu ești bun. Ești varză, jur. Sincer zic. Ești varză ca politician, jur. Ești varză ca politician, nu contează, ești varză, jur, plecați acasă, nu sunteți buni, jur.
ți-l iau în coace. Da, stai un pic. Tu, unu, ai fost condamnat? Ai fost condamnat? Nevinovat. Nu, ai fost condamnat. Dar toată lumea care urați, sunteți nevinovați. Dar eu am păi nu. Ceva, mă nebunule. Tot infracțiune, tot. Și care infracțiune? Condamnat? Ce infracțiune? Ia spune tu ce infracțiune. Dare de mită ai avut, știi bine. Nu, n-am avut dare de mită. Nu, ți-am văzut dosarul. Da, minți, minți, ordinar. Deci un singur lucru. Vino la acel cimitir, dă-ți mânecile sus și hai să frecăm mormintele colegilor, nu șpaga, nu șpaga la parlament. Asta este chestia. Cătălin Rădulescu a plecat, supărat, că este șpăgar. Da? El este nevinovat. Da? Hoții. Vezi să-ți trimeată cartea prin poștă, Dragnea, și cu autograful. A? Cătălin Rădulescu. Ce? Domnul Cătălin Rădulescu! Cartea care ți-o semnează Dragnea la pușcărie, da? Poate o scrieți împreună. Prima și ultima pagină. Și mai gândiți-vă la popor, nu la buzunarul vostru. Că v-ați umplut și buzunarul, și cardul, și familiile vi le-a spus în funcțiune. Lăsați-le, da? Mai gândiți-vă și la popor. Mai gândiți-vă la popor, nu la șpaga voastră. Las-o dracu de șpagă, că vă îngropați în bani. Deci ați auzit discuția mea cu Cătălin Rădulescu și toți acești milițeni, polițiști, STS, toți acești șefi care au fost, știți, dați afară, ar trebui totuși degradați militari. Pentru că acest Buda înainte, ca să ajungă șeful poliției, era, ce credeți, comisar șef. Și după ce a ajuns șeful poliției generale, ce credeți, s-a dat un grad superior, chestor. Trebuie totuși degradat militar și din acea funcție de chestor trebuie ca să ajungă înapoi comisar, ceea ce era înainte de a deveni chestor, pentru că el, dacă rămâne și cu gradul, ca să știți un lucru, nu îi se poate da o funcție mai mică decât grad, ci automat îi se dea o funcție pe măsura gradului, adică ce poate el deveni. Șeful la poliția frontieră, șef la poliția transporturi, șef la poliția maritimă, adică numai în asemenea funcții pot ăștia intra, pentru că legea lor spune că orice polițist care are un grad superior și care totuși a avut o funcție în gradul de chestor, nu poate ca să-i se dea o funcție mult mai mică decât gradul. Deci acest Buda, mâine, poi mâine, după ce se vor liniști lucrurile, poate ca să fie șeful la poliția transporturi, șeful la vămi, șeful, deci el poate să fie ca și ca un șef. Cum este acum director general TF, director general poliția de frontieră. Deci, ca chestor, ca să știți că el, când ia salariu, mai ia bani în plus și pentru acel grad de chestor. Una este
un salariu pentru un comisar, alta este salariu pentru chestor, șef. Deci, ceea ce se joacă cartea, trebuie ca acest tovarăș ministru Moga, ministru de interne Moga, un comunist ordinar, eu pot să o spun, pentru că el așa a fost. A făcut parte din și din eșalonul 2 al PCR UTC. Da? Deci ăsta este tovarășul ministru de interne Moga. Da? Ceea ce ar trebui ca să le retragă și gradul. Ca să li se retragă gradul până la gradul avut înainte ca să ajungă director general la Poliția Română. Pe toți ar trebui. Tobă. Tobă care a fost afară dat. Sau alți șefi din poliție care au fost dați afară în urma unor scandaluri. Ce credeți? Pensia le-a rămas mare, deoarece nu au fost, ce credeți? Nu au fost dați jos din grad. Degradarea lor, asta trebuie, degradarea lor. Nu ca să rămână cu gradul, ca acea funcție nu e o problemă. La pensie, gradul este important. Aici am transmis din fața la B1, așa, să vă arăt și o mașină de poliție, poate, sau de miliție. Nu, este poliție, că sunt tineri, dar nu pot să știu gândirea lor. Așa că, deci, domnilor, trebuie să gândim un lucru. Demisia lor sau spunem, demiterea lor nu rezolvă nimic, ci trebuie și, cel mai important, degradarea lor, pentru că viitorul comandant, viitorul director care va veni în locul acestui Buda, și el o să fie, să vedeți, înaintat la gradul de chestor, pentru că la acea funcție nu poate să fie un comisar sau un comisar șef, ci trebuie a să îi se dea gradul de chestor. Și ce faci? Greșește, îl demite și el rămâne, bine mersi, cu gradul. Deci trebuie Buda și mai ales degradat militar, acel cretin care a răspuns la 112. Trebuie ăla ce? Desfacerea contractului de muncă, ca să-l dea afară, ca să nu mai aibă nici pensie de militar. Nu trebuie să mai beneficieze de pensie de militar. Niciuna, niciunul dintre aceștia care au răspuns la telefon, acel operator, trebuie, jur, degradat până la gradul de soldat. Dar nu mai există, deci trebuie, jur, degradat militar ca să-și caute de muncă în privat sau în altă parte. Dar militar, ăla nu mai are ce căuta niciodată și niciunul. Cei care greșesc, pentru că dacă tu îl muți la în altă parte, rămâne și cu gradul și cu pensia. Deci trebuie, jur, degradați militar pentru ca să se dea într-adevăr un exemplu. Greșești, suporți, pa! Pentru că și eu, dacă aș fi colonel, aș greși, mă dă în altă parte, salariul merge în continuare, gradul am, înaintez în grad și uite, așa, se va face uitat peste un timp. Nu, domnilor, nu. Cine a greșit, acel operator de la 112, trebuie, jur, degradat, date jos epoleți, acei epoleți, dați jos epoleții și desfacerea contractului. Pa!
să plece la privat sau unde vrea el. Acolo nu mai are ce căuta, deoarece și la care cel mai important, din cauza lui, unul a făcut o crimă. Din cauza lui, o fată a fost omorâtă de către un criminal, un, să spun, înger de fată. Înger. Din cauza cui? Din cauza unui operator de la 112, care în loc, cred că era obosit, vroia să doarmă, era nemâncat, era atunci, du-te bă dracu de acolo bă, du-te bă la vaș bă, du-te bă la Porsche bă, să ai grijă bă de Porsche bă, nu de viața oamenilor bă, nesimțitul. Asta este chestia. Deci aici am să întrerup. Deci încă o dată. Deputatul Cătălin Rădulescu, condamnat un an și 6 luni pentru corupție, pentru dare de mită, dar el spune că este nevinovat. Toți ai dracu sunt nevinovați. Asta este. Mult noroc, toate cele bune pentru voi, voi fi mereu la datorie în fața politicienilor.